Sperăm că a treia oară este cu noroc. Aruncăm foarte multe grenade. Dăm și un flashbang. Încercăm să ne păstrăm poziția cât mai înaltă față de inamici, pentru că ne oferă un avantaj destul de mare. Aruncăm din nou un flashbang, coborâm. Din nou ciuim tot ce prinde mâncare. Să nu murim din nou. Și am murit a treia oară. Nu știu cine ne omoară și din ce parte trage, dar... Data aceasta o să păstrăm partea stângă, să sperăm că aici nu vor fi chiar atât de mulți inamici. Aruncăm din nou un flashbang, îi orbim și tragem în continuare. Și în sfârșit am trecut și de această parte a runde. Și am primit o nouă armă și anume XM25, care este un lansator de grenade care dă un damage foarte mare. Dar noi vom folosi mai târziu și acum schimbăm înapoi în M4A1, încărcăm și continuăm. Dăm acum în lansatorul de grenade și distrugem. Încercăm să distrugem acea mașină. Aruncăm niște grenade. Se trage noi și cu RPG-ul. Dar noroc că sunt destul de fâși. Intrăm în această clădire și urcăm pe scări. Și am ajuns în această încăpere plină de calculatoare și de birouri. De asemenea, și această parte din rundă este plină cu inamici. Cel mai bine aici aveam un minigun și începeam să tragem în continuare, dar jocul nu ne oferă asta. Dăm lansatorul de grenade din nou și începem să tragem. Și ne-am consumat și muniția de la lansator. Dăm în scopul de apropiere. Sperăm că vom avea o precizie mai bună. Urcăm pe scări și ne îndreptăm spre acoperiș.